Bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi facem un mini vlogulete la Predeal. Am vrut ca iarna asta să nu o pierd și să merg să mă dau măcar puțin cu fărașul sau cu sacul, că cu Sania nu-mi place. Așa că am venit într-o mică expediție, așa se numește. Am ieșit la o mică plimbare, excursie. Practic pantalonii mei au trenă, se vede pe cameră? Pantalonii mei, era să cad. Pantalonii mei au trenă și s-au făcut fleașcă, dar nu-i problemă. E bine că încă nu s-a ajuns la șosete. Destul de subțiri și mai am niște dresuri pe dedesubt. Sunt bine, n-am ce să zic. Aici eram în tren, niciodată nu am prins o aglomerație mai mare. Simțeam că mă sufoc, abia te mișcai acolo. Gata, oficial am venit la zăpadă. A fost foarte aglomerat în tren, mă bucur că am ajuns cu viață. Și da, să vedem dacă găsim Sanie sau sac. Ce ne-am noi? Aici e fără 15. Sunt încântată total, mi-am luat fărașul roz și abia aștept să mă dau. M-a tentat foarte tare să merg cu schiurile pentru prima dată, dar m-am gândit că poate nu-i momentul. Dar dacă stai să te gândești, niciodată nu-i momentul și parcă îmi pare rău că nu am încercat. Am luat o mică pauză, n-am apucat încă să filmez cum mă dau cu fărașul și nici nu știu dacă am cum, că e prea aglomerat. Choc Seviorum. Ghetuzele mele deja sunt ude, încă nu mi-a ajuns apa la șosete, dar nici nu mai are mult. Acum mergem pe jos până la Cioplea. Nu știu ce e aia, dar aflăm. Îmi plăcea foarte mult imaginea asta cu razele soarelui printre crengile copacului și zăpada aia. Îmi dădea așa o stare de poveste. Gheață, nu este zăpadă. Este foarte cald afară, e foarte bine, deci vreme mai bună ca asta n-am prins vreodată la munte, oricum vin foarte rar și sunt fericită că e atât de frumos afară. Acum mergem, facem un traseu ceva și după mergem să mâncăm, sperăm să găsim acolo mâncare. Mergem să facem traseu, hai să mergem. Tu ține-te cu filmarea după mine. Mi-am luat și sacul, doamne, asta. Deci îmi place mai frumos asta. Mi se pare foarte drăguț. Mânușile mele. Nu uitați să vă abonați acolo pe YouTube ca să postez cât mai multe clipuri, să vă țin cu mine așa peste tot, în toate călătoriile pe care le voi face. Auzi, dar dacă mă duc încolo, sau poate mă duc pe spate. 2, 3, 4. Acum am stat puțin pe loc, am făcut o pauză, cred că am mers mai mult de jumătate de oră pe jos și mi s-a făcut puțin frig, dar mergem din nou și ne încălzim. Nu știu ce să mai zic. Mergem să mâncăm, că mi-e foarte foame. Și după cred că mergem acasă, ne-am făcut plimbarea. Eu sunt mulțumită și liniștită. Și atât. Vă plac vlogurile mele, nu uitați să dați un like, un comentariu și să vă abonați. Ne ferești. Stai că mi-e și frigă. M-am oprit. Cine să mă tragă cu Sania? Dezavantajul când ești singură. Mi-au rezistat tot DJ-urile astea și le-am luat de pe Shein cu până într-un milion. Nu sunt originale, dar nu mi-a intrat apă. Voi? Mi-am făcut propriul meu de luși. Acolo e aglomerat.